Din ciuc.
cine auzi spre noi. Cine și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Epistola către evrei,
Sfântului Apostol Pavel citire. Să luăm aminte. Fraților, sfinții toți prin credință au biruit împărății, au făcut dreptate, au dobândit făgăduințele, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au împuternicit din slab ce erau, s-au făcut tari în război. Au întors taberele vrăjmașilor pe fugă. Unele femei și-au luat pe morții lor înviați, iar alții au fost chinuiți neprimind izbăvirea, ca să dobândească mai bună înviere. Alții au suferit bajocură și bici, ba chiar lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, au fost puși la cazne, au fost tăiați cu ferăstrăul, au murit uciși cu sabia, au primelgit în piei de oaie și în piei de capră, lipsiți, strâmtorați, rău primiți, ei de care lumea nu era vrednică, au rătăcit în pustii și în munți și în peșteri și în crăpăturile pământului. Și toți aceștia, mărturisiți fiind prin credință, n-au primit făgăduința, pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără de noi desăvârșirea. De aceea și noi, având împrejurul nostru atâta nori de mărturii, să le pădăm orice povară și păcatul ce grabnic ne presoară, și să alergăm cu stăruință în lupta care ne stă înainte, cu ochii ațintiți asupra lui Hristos, începătorul și plinitorul credinței noastre. Pace ție, cinstite frate, și Duhului tău, aleluia, 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 Domnul către ucenicii săi,
pentru Cel care va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor. Voi mărturisi și eu pentru El înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Iar de Cel care se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de El înaintea Tatălui meu, care este în ceruri. Cel ce iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cel ce iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine nu își va lua crucea sa și nu va veni după mine, acela nu este vrednic de mine. Atunci, răspunzând, Petru a zis către dânsul: iată, noi am lăsat toate și am urmat ție, oare ce vom avea noi? Iar Iisus a zis către ei: adevărat vă spun vouă că voi, cei care m-ați urmat pe mine, la nașterea din nou a lumii, când va ședea Fiul lui, o Fiul omului, pe scaunul slavei sale, veți ședea și voi pe 12 scaune, judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau feciori, sau țarini, pentru numele meu, însutit va lua înapoi și viață veșnică va moșteni. Dar mulți din cei din tâi vor fi pe urmă, și din cei de pe urmă vor fi întâi. Amin. Să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, Atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm, ți-i auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, Tvă mare mila Ta, ne rugăm, ți-i auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Și atunci, Sfântul Duh am inubit credincioși, mulțumim Dumnezeu pentru Sfânta Liturghie de astăzi. Ne aflăm în postul Sfinților Apostol Petru și Pavel.
Mâine seara avem vecernia în cinstea acestor mari sfinți, la orele 17, după vecernie spovedania credincioșilor, marți 29, avem cinstirea Sfinților Apostoli, Petru și Pavel, și începem slujba la ora 8, cu trenia la 9:30, Sfânta Liturghie. Vă așteptăm pe cei care nu lucrați ca să fim în comuniune liturgică, să slăvim pe acești sfinți mari ai Bisericii creștine ortodoxe. Așadar, iubiți credincioși, iată, Sfântul Sinod a pus o săptămână pentru acest post, pentru că, tipiconal vorbind, el era, avea doar o zi, dacă nu mă înșel, sau chiar niciuna, înainte, pentru că acest post variază de data Paștelui. Dacă Paștele e mai târziu, atunci postul e mai mic sau deloc și prin hotărârea Sfântului Sinod se alocă 2-3 zile sau anul acesta, o săptămână pentru postul Sfântului Apostol, el putând fi maxim de 40 de zile. Iubiți credincioși, așadar, cei care n-ați reușit în post acum să vă spovediți, că mai sunt credincioși, deși vedeți că se împărtășesc mulți, dar mai sunt unii, puțini, care se împărtășesc mai rar și care, din diferite pricini, poate din lenevire, evită și posturile sau trec așa pe lângă ei. De aceea vă îndemn, a venit postul Sfinților Apostoli, să vă împărtășiți, trebuie să ne împărtășim cel puțin de 4 ori pe an, în cele 4 posturi, cel puțin. Iar cei care vor să fie lângă Hristos și au mai multă credință și mai multă voință și mai multă dragoste față de Dumnezeu, aceea să se apropie mai des cu dezlegarea preotului. Așadar, iubiți credincioși, mulțumim Dumnezeu pentru Sfânta Slujbă de astăzi, mulțumim domnului teolog, doctor în teologie, Stelian Gomboș, pentru prezență, slavă lui Dumnezeu, vânsoare mare, mare dragoste față de Dumnezeu, mărturisește cuvântul lui Hristos, ați văzut predică din binecuvântarea preotului, pentru că este teolog și doctor în teologie. Și iată, astăzi ne-a bucurat ca și data trecută când a mai fost cu cuvântul de învățătură. Îl mai așteptăm. Domnul Stelian, vă mai așteptăm. Dumnezeu să ne ajute pe toți, să ne binecuvinteze, să vă rugați în continuare pentru construirea bisericii. După cum știți, avem dosarul la primăria capitalei pentru defrișarea câtorva pomi care se află pe locul bisericii. Rugați-vă ca să spargem gheața acolo, că s-a înghețat prea tare și din noiembrie nu se mai dau avize. După câte am auzit, din noiembrie stau dosarele acolo în birou și nu sunt băgate în seamă. Deci vin ca noi să spargem această gheață a avizelor corecte și, iată, acelor proiecte necesare. Sigur, noi nu suntem pentru defrișare, să ne uităm acolo unde se defrișează, acolo să fim împotriva, acolo unde pădurile noastre sunt rase. Iată, nu la câțiva pom pe care vrea omul să-și construiască o casă sau, iată, mai ales aici o sfântă biserică. Așadar, rugați-vă în continuare, dosarul nostru este acolo la primărie, așteptăm avizul. Noi am, după cum v-am mai spus, am programat sfințirea locului pe 10 iulie, într-o zi de sâmbătă, și vă anunțasem eu, vă spusesem că aș fi vrut să fiți și noi toți aici, dar nu o să vă pot invita pentru că este cadrul spitalicesc, vor fi invitate cadrele spitalicești și pentru că este perioada pandemiei, să fie liniște și pace, mă gândesc să nu fim acolo toți, vor fi decât cei care mă ajută ca și organizatori de aici, de la biserică, în rest o să vă rugați de acasă și sunteți cu inima la noi. Pe de altă parte, deci s-a stabilit 10 iulie, dar dacă până pe 1, iată, 1 e miercuri, nu? Sau joi, când? Joi. Dacă până pe 1 nu rezolvăm cu avizul, ceea ce ar fi o minune să rezolvăm până pe 1, dacă nu rezolvăm, se amână data de 10 iulie. Oricum ar fi, rugați-vă ca Dumnezeu să
îmi dăruiască și mie și răbdare, dar și putere în a izbândi în această lucrare. Să ne ajute Dumnezeu să fie bine. Rugați-vă în continuare, avem la îndemână rugăciuni simple, dar și puterea Paraclisului Maicii Domnului. Și rugăciuni către Sfântul Nectarie, pentru că ocrotitorii ai bisericii vor fi Maica Domnului și Sfântul Ierarh Nectarie. Dumnezeu să ne ajute, să vă mai spun acum și cu licitația. Am fost la licitație miercurea trecută, nu am să vă dau nici vești bune, nici vești rele. Sunt undeva pe cale de mijloc, dar ce să spun? În sensul că vești puțin cam, cum să spun eu, nu neapărat nebune, dar da, nebune pentru, sunt cam nebune, au luat-o raza, așa, situațiile, în sensul că au fost prezentate 3 firme, așa, acolo, și firma, sigur că, probabil că celelalte 2 au fost ajutătoare, pentru că prima dată nu s-au înscris decât o firmă, și au cerut foarte, foarte mulți bani. Cele primele 2 firme au cerut 5.901.000 de lei, iar alta 5.300.000, parcă așa a fost, iar cea mai jos ca preț a fost 4.700.000. Acum noi de dizul avem de 3.200.000, ca să înțelegeți de unde până unde. Deci de dizul noi îl avem un devizier făcut, deci de făcut de un devizier autorizat. Avem devizul de 3.200.000. Oferta cea mai convenabilă este la 4.700.000 și celelalte 2 care nu le mai pun în vedere cu 5.300.000, 5.900.000. Eu acolo în Consiliu am luat cuvântul și am zis că nu sunt mulțumit cu așa sume fabuloase, cu așa oferte fabuloase, așa m-am exprimat și că vreau să se renegocieze. Sigur că mai întâi o să se aleagă firma, bănuiesc că cea mai ieftină, și apoi dacă firma vrea să se înțeleagă cu noi, să ajungă la o sumă convenabilă nouă, ne întocmim cu ei, dacă nu, nu. Deci nu suntem obligați. Asta este, ca să știm, nu ne bagă nimeni așa cu forța. Beneficiarul sunt eu, adică eu sunt mijlocitorul, să zicem. Beneficiarul este Institutul Oncologic și Arhiepiscopia Bucureștilor, respectiv Patriarhia Română, prin protocol de colaborare. Iar eu sunt cel care mijlocește, persoana desemnată. Deci eu, în principiu, ar trebui să decid dacă da sau nu. Le-am spus că dacă nu ajungem la un nivel ca sumă al devizului meu, nu voi începe cu ei. Vom vedea ce vom face, probabil că mai sunt și alte firme. Dumnezeu să ne înțelepțească, dar să ne și ajute, să ne ajute să pună mâna Lui și să ne ajute. Pe lângă că eu mă gândeam la faptul că devizul acesta făcut de doamna devizier de 3.200.000, adică ca să vorbim în banii vechi, 32 de miliarde. Ceilalți au zis 47 de miliarde la ofertă și celălalt 50 și așa. Deci, pe lângă că devizul ăsta a fost făcut cu 20% prețuri mai umflate, tocmai pentru ca să se cuprindă și acele prețuri care se vor scumpi pe parcurs. Pentru că, sigur, s-au scumpit foarte mult materiale de construcție și poate se vor mai scumpi. Dar, totuși, persoana care mi-a făcut devizul a băgat acolo încă 20% și chiar a făcut un test acolo, să zicem, în Consiliul la licitație, mă întreabă domnul de la o firmă, zice, părinte, dar, zice, noi oricum, zice, s-au scumpit toate materialele, zice, cât a spus la fier, cât v-a pus la fier? În fine, ne-am uitat acolo și la fier, oțel, parcă era 4 lei și ceva, nu știu, kilogram sau nu știu cum se cântărește, dar noi aveam trecut 5 și zic, vedeți? Deci erau 4, costă 4 lei de fapt, pe internet am văzut, și noi am trecut 5 lei.
Deci e trecut în plus, avem trecut în plus. Nu știu, și la altele vom vedea. Apoi mi-au zis că arhitectul nostru, îl cunosc pe arhitectul nostru și că are construcții foarte grele. E drept și asta. Că noi avem o construcție, deși e micuță, uitați cât e spațiu de aici. Deci doar spațiul pe care le avem, ăsta va fi în biserică. În afară de acel perete care ocupă puțin în biserică, în rest așa va fi biserica, dimensiunea bisericii, inclusiv altarul, aproximativ, aproximativ, pentru că altarul va veni mai îngust puțin pe rotund, așa. Vor fi 6 metri în interior, 6 metri și 14 metri. Deci e o bisericuță micuță, avem și subsol, desigur, dar... Deci sunt prețuri, mi se par prețuri foarte, foarte fabuloase. Rugați-vă lui Dumnezeu să-mi descopere ce să fac, cum să fac și să-mi trimită și oameni, dar și oameni cu dare de mână, oameni care mă vor putea ajuta. Mă gândesc eu și materiale de construcție. Dacă cineva la firme, dacă are cineva o firmă de construcție, fier beton, beton, cărămidă și, de fapt, nu fabrică, și poate să-mi ofere acestea, sigur că sunt binevenite. Am spus acolo la Consiliu și acest lucru, că aș vrea să se prevadă în contract și acest lucru, s-au strâmbat puțin, au zis că e cam greu, că pot să încurc, că să nu am la timp ce-mi trebuie. Și am zis, sigur, dacă nu avem, merge treaba noi. Noi ne angajăm să le avem la timp, dacă nu, vedem cum o face. În fine, acestea sunt cuvintele pe care vi le-am spus, pentru că, iată, îmi place să comunic cu dumneavoastră și să mă aveți în rugăciune dumneavoastră ca să fie cu bine. Dumnezeu să ne ajute, o săptămână binecuvântată, nu uitați marții praznicul Sfinților Apostol Petru și Pavel, vă așteptăm cu drag, apoi miercuri de dimineață o să facem liturghie, o să facem Sfânta Liturghie, că este ziua diaconiei mele, a doua zi după Sfinții Apostoli, sunt soborul Sfinților Apostoli. În această zi am fost eu hirotonit diacon, prima dreapta preoții, și voi face Sfânta Liturghie de la 9:30. De asemenea, joi avem de obicei Sfânta Liturghie și vom face și joi la 9:30. Dumnezeu să ne ocrotească, să ne binecuvinteze, tuturor pace și bucurie. Amin. Doamne ajută! Poftiți la miruit! Pentru tine, Doamne, florile înfloresc. Pentru tine, noaptea, stele strălucesc. Pentru tine, noaptea, stele Yeah.
credință și cu dragoste, apropiați-vă. Bine este cuvântat cel ce vine într-o nume. Și din izvorul cel fără. Yeah.
tuturor și ale celor ce s-au pomenit la Sfânta Liturghie, ale celor adormiți, a celor vii și a celor adormiți cu cinstit sângele Hristosului Tău, pentru rugăciunile Sfinților Tăi, spunem cu toți amin. Amin. Iartă-ne, Doamne, și ne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, să-mi fie spre viața de veci și sângele Tău cel Sfânt spre iertarea păcatelor mele. Să ne fie nouă Euharistia aceasta și Sfânta Liturghie, spre iertarea păcatelor, spre sănătate și spre viața cea de veci. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Am văzut lumina așa de mărată, am primit Dumnezeu, am văzut așa de mărată, în despărțitei Sfintei Trim, închinându-ne, că așa asta ne-a
Mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Plinătatea bisericii tău împăzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea, bunăcuvința și podoabea casei tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit, de sus împogorându-se de la tine, Părintele Luminilor, ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne Dumnezeu nostru, Cel ce-ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, de asemenea care ai poruncit fiecăruia dintre noi să-ți aducem din munca noastră, din munca noastră daruri în Sfântă Biserica ta, ale tale fiind din ale tale, aducându-le ție. Însuși aceste prinoase ce s-au adus la obitele binecuvintează, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, ți-e slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cărora le facem astăzi pomenire,
ale Dânciului Dumnezei și Părinței Maicii Domnului Achim și Ana și cu ale tuturor Sfinților, știuți și neștiuți, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, împărtășirea Sfântului Duh cerând, pe noi înșine și unii pentru alții și toată viața noastră, Lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cudezăm a te chema pe tine, Tatăl nostru, Dumnezeul cel ceresc, și a zice, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi, și iată nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Cei ce și-au plecat capete înaintea Ta, că nu le-au plecat trupului și sângelui, ci Ție, înfricoșitorul Dumnezeu, cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat Dumnezeule, împreună cu preasântul și bunul și de viață Băgătorul Tău Duc, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeu ne părățește unui păcătoși, unui și Dumnezeu nu știe fiind păcătoși, Dumnezeu e iartă. Ia aminte, Doamne, este Hristoase, Dumnezeu nostru, din Sfântul Tău locaș, de pe tron slavii părăției Tale și vino ca să ne sfințești, Cel ce ești omniprezent, împreună cu Tatăl șezător pe scaun în cer, și aici în chip nevăzut cu noi ești. Și ne învrednicește prin mâna Ta cea puternică, a ni se da nouă preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge, și prin noi preoți la tot poporul Tău cel binecredincios. Să luăm aminte, Sfintele Sfinților,
rugăciunea pentru Sfânta Împărtășire. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci, mă rog, ție, miluiește-mă și iartă-mi cerurile cele de voie și cele fără de voie, cele cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de o sână să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, Doamne, spre iertarea păcatelor și spre viața cea de veci. Amin. Cinei tale cele de taine, astăzi Fiul al lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărătoare înșelătoare îți voi da ca Iuda, ci ca tânharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o părăția ta. Nu spre judecată, nici spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Hristos în mijlocul nostru este și va fi. Să ne cerem și să ne dăruim cu toți iertare, să spunem iertați-ne, fraților. Dumnezeu să ne ierte, să ne binecuvinteze pe toți în vecii vecilor. Amin. Trupul lui Hristos primim acum și în izvorul cel fără de moarte gustăm. Și al Fiului și al Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Sfințite, Părinte, binecuvântați ca să rostesc cuvânt de învățătură. Domnul Dumnezeu Iisus Hristos să-ți dăruiască cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei sale acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preacucernice Părinte și iubiți credincioși, în fiecare an, în Duminica întâia după Rusalii, cum iată ne aflăm și astăzi cu darul lui Dumnezeu, îi pomenim pe toți Sfinții. Suntem în Duminica întâia după Rusalii și iată vedem roadele sfințitoare și mântuitoare ale Duhului Sfânt în lucrarea belșugată, rodnică și plină de har și de substanță, de har, de credință și de fapte bune a sfinților, a oamenilor bineplăcuți lui Dumnezeu, care l-au slujit pe El, care l-au urmat pe El, care s-au însoțit și s-au înveșnicit cu El. Pentru că în această duminică am luat aminte că s-a citit pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, numită Urmarea lui Hristos, în care El, Mântuitorul, la un moment dat spune ucenicilor Săi și tuturor celor care erau acolo: cei ce mă vor mărturisi pe mine înaintea oamenilor și eu îi voi mărturisi pe ei înaintea lui Dumnezeu care este în ceruri. Iar cei care au iubit sau iubesc pe tată, ori pe mamă, ori pe altcineva mai mult decât pe Dumnezeu, decât pe mine și pe Dumnezeu, aceia nu sunt vrednici de Dumnezeu, nu sunt vrednici de mine. Căci nimic nu este mai mult de iubit și de prețuit decât Dumnezeu și apoi ceilalți, că este vorba de tată, că este vorba de mamă sau de oricine altcineva. Hristos nu spune să nu ne iubim părinții, copiii, dar spune: cine iubește mai mult pe aceștia decât pe mine și pe Dumnezeu, aceia nu sunt vrednici de Dumnezeu. Iar sfinții n-au iubit pe nimeni și pe nimic mai mult decât pe Dumnezeu.
De aceea au fost bineplăcuți și aleși de El, bineplăcuți Lui și aleși de El, a fi casnicii și apropiații Săi în Împărăția Lui Dumnezeu, în Împărăția cea cerească și veșnică a Preasfintei Trăii. Că ei, toată grija cea lumească de la ei au lepădat-o și ei l-au urmat pe Dumnezeu, însoțindu-se cu El, împlinindu-i învățătura, ascultându-i cuvântul și făcând credința lor vrednică de fapte bune, cultivând-o și înmulțind-o în tot locul și în tot ceasul fapta cea concretă. În fapta cea concretă, discretă, dar concretă, în smerenie, însă una plină de substanță, una consistentă, căci iată ei, Sfinții, având daruri diferite, talanți diferiți, așa cum avem noi toți oamenii, unii au excelat în rugăciune, alții și-au înmulțit fapta lor, lucrarea lor în faptele milosteniei, alții au fost deosebiți în postire, alții în mărturisire, în propovăduire, în conștiința aceasta apologetică, mărturisitoare, propovăduitoare. Alții l-au apărat pe Hristos în vremuri de prigoană. Alții au fost mucenici, alții au fost călugări, alții mărturisitori, alții cărturari, alții simpli, alții cu studii înalte, alții cu școli puține. Unii s-au făcut tuturor toate, fiind slujitori ai aproapelui, slăvindu-L pe Dumnezeu în lucrarea pe care ei o făceau, slujindu-L pe aproapele. Alții au fost căsătoriți, alții au fost monahi, alții au fost ierarhi, alții au fost militari, ostași, alții au fost dregători, demnitari, voivozi, domnitori, alții au fost simpli oameni, argați, muncitori, alții au fost tineri, alții bătrâni, unii bărbați, alții femei. Dumnezeu a avut și are oamenii Săi aleși din toate părturile sociale, din toate structurile intelectuale, culturale sau cum vreți, materiale, în tot locul și în tot ceasul, în toate vremurile, pe tot cuprinsul, lungul sau latul pământului. Aceștia sunt cei pe care îi cinstim azi, știuți și neștiuți, sfinții. De aceea Biserica a așezat această duminică spre a fi ei cinstiți și preamăriți, prima, întâia după Rusalii, pentru că roadele Duhului Sfânt se văd în ei. În ei s-au desăvârșit, în ei s-au revărsat, Duhul Sfânt în ei au lucrat, ei au fost vase alese, vase comunicante și lucrătoare ale Duhului Sfânt, așa încât ei au ajuns sfinți și sfințitori și sfințiți. După cum și noi tindem și nădăjduim, ori vrem sau aspirăm să ajungem și să fim ca ei, împreună cu ei, avându-i pe ei exemple, pilde și repere în viața, în viețuirea și în conștiința noastră. Într-o lume și în niște vremuri atât de răzvrătite, în care vedem că toate parcă au luat o rasnă, avem nevoie de asemenea sprijine, de asemenea ajutători și sprijinitori, puncte de sprijin în viețuirea noastră, în nevoința noastră, căci altfel ne este greu, ne simțim abandonați, orfani, părăsiți. Însă ei, văzându-i pe ei, că au fost ca și noi, tot oameni, la fel, avem nădejde, prindem curaj, suntem îmbărbătați că se poate, că niciodată n-a fost ușor. Nici lor nu le-a fost ușor. Vremuri grele au fost și atunci, ispite au fost și atunci, piedici, curse, încercări, păcate și patime au fost și atunci, întotdeauna și pretutindeni sau peste tot. Oameni care să vândă pe celălalt, să prădeze și să trădeze
au fost și atunci cum sunt și acum. Oameni care să-L prigonească pe Hristos și Biserica Lui cea Sfântă au fost și atunci precum sunt și acum. Oameni care să fie lași, să fie ipocriți, să fie fățarnici, au fost și atunci precum sunt și acum. Și dacă ei au reușit și au biruit, înseamnă că putem și noi. Nu e ușor. Vremurile sunt atât de perfide și de perverse. Diavolul este tot mai abil și mai subtil în lucrarea lui. Al mintelor, o lucrare foarte consistentă și de multe ori, din păcate, extrem de eficientă. Însă, nimeni nu este deasupra lui Dumnezeu. Nimeni nu este mai presus de Dumnezeu. Nimeni nu poate fi mai presus de Dumnezeu și de aleșii săi, de ucenicii săi, de cei bine plăcuți sau apropiați ai lui, care sunt sfinții și toți cei care îl urmează pe el. De aceea, părinții duhovnicești pe care i-am cunoscut sau îi știm, mari părinți duhovnicești și ai acestui neam românesc, trebuie evocați și invocați. Oriunde, oricând, cuvântul părintelui Cleopa va fi un cuvânt de îmbărbătare. Cuvântul părintelui Sofian Boghiu va fi un cuvânt de mângâiere. Cuvântul părintelui Adrian Făgețeanu va fi un cuvânt de cristalizare și de limpezire, fiindcă sfințeasa era foarte clar în ce spunea. Oricând, cuvântul părintelui Arsenie Papacioc va fi un cuvânt de întărire, de încurajare. Oricând, cuvântul părintelui Iustin Pârgu va fi unul tot așa de îmbărbătare, de încurajare, care ne va da nouă putere, curaj și nădejde că se poate. De aceea trebuie să-i citim, de aceea trebuie să-i urmăm, de aceea trebuie să-i ascultăm, de aceea trebuie să-i cercetăm pe ei. Căci toți pe care vi-am pomenit și sunt încă atât de mulți, au înfruntat pușcărie. Vremuri de prigoană în timpul regimului comunist. Vremuri de trădare, de vânzare, de golire și de deșertare sufletească, de mâhnire, de deznădejde, de încercare și totuși nu s-au lăsat. Au reușit, au biruit. Și dacă ei au putut, înseamnă că putem și noi. Căci Dumnezeu este ieri, azi și în veci același. De ce îi pomenim pe sfinți? Pentru a vedea că biserica este plină de roade, care are un tezaur viu, tezaurul acesta patristic al sfinților părinți, viu, activ, efervescent, lucrător, dinamic, generos. Pentru a vedea că biserica nu este un sit arheologic, ci este o comunitate vie. De aceea îi pomenim pe ei, de aceea îi evocăm pe ei, de aceea îi invocăm pe ei, de aceea ne rugăm lor, de aceea le citim viețile, operele, activitatea lor, minunile lor, spre a căpăta de la ei putere, curaj, întărire și îmbărbătare. De aceea se cade a pune nume de sfinți copiilor noștri, nepoților noștri. De aceea se cade a avea un sfânt ocrotitor al casei noastre, fiecare, atunci când facem slujba de sfințire, slujba sfeștaniei. De aceea este atât de folositor a le citi acatistele și paracrisele, rugăciunile, viețile lor din Sinaxare și din Minei, din Minei. Pentru că ei ne arată nouă că se poate. Avem atâtea momente de cumpănă în viață în care zicem, nu mai pot. Avem tendința de a abdica, de a claca, de a decapota, de a ne da bătuți, învinși. Și în momente ca acestea să ne amintim cum au trecut ei, raportându-ne la unul sau altul dintre sfinții părinți. De aceea e bine să le știm viețile, să le cunoaștem viețile. Și a vedea că ei poate au trecut prin mult mai mari și mult mai cumplite încercări sau greutăți decât noi și totuși au biruit. Drept e că
dacă este să stăm puțin, să ne gândim, parcă mai de mult erau bărbați bărbați, femeile femei, caracterul caracter, demnitatea demnitate, drept și asta. Avem senzația, percepția și de multe ori această dureroasă realitate a faptului că vedem că oamenii astăzi nu mai au sărmanii, coloana aceea vertebrală pe care ei o aveau. Nu mai avem personalitate, nu mai avem demnitate, nu mai avem caracterul lor. Nu mai știm să spunem da lui da și nu lui nu, bine lui bine și răul lui rău. Nu mai avem puterea să ne apărăm nici țara, nici neamul, nici biserica, nici familia. Suntem atât de polarizați, de dezbinați, de neuniți, de manipulați, de risipiți, de prăștiați. Cineva a reușit, din păcate, să facă acest lucru. Însă, mai avem încă nădejde. De aceea încă venim la biserică, de aceea încă participăm la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Ne împărtășim cu Hristos și ne luăm pe Sfinți drept mijlocitori și apărători ai noștri, intermediari, purtători ai noștri la tronul Preasfintei Treimi. Căci avem astăzi nevoie de Sfinți pentru a ne insufla nou curaj, pentru a ne insufla nouă răbdare și putere spre a putea parcurge și traversa și gestiona cum trebuie aceste vremuri atât de perverse și de ticăloase în care am ajuns a trăi. Câtă vreme este biserica, Sfânta Liturghie, Sfintele Taine, aceste izvoare ale Harului Preasfântului Duh, Sfintele Iurgii, rugăciunile, acatistele, paraclistele, viețile sfinte, sfinților, sfinții lucrători, săvârșitori de minuni, până astăzi, inclusiv astăzi, cu noi, între noi, căci Dumnezeu lucrează în oameni și prin oameni, câte vreme mai avem pe ei, încă avem totul. Și înseamnă că încă merită, chiar merită să avem nădejde, să avem curaj, să avem putere, să avem tărie, știind că Dumnezeu este cu noi. Și dacă Dumnezeu este, că dacă Domnul cu mine va fi, ce îmi va face mie omul? Spune psalmistul. Căci tu cu mine ești. Nu mă tem că și tu cu mine ești. Și dacă tu ești cu mine, cine ce îmi va putea face mie? Nimeni nimic. Dar asta înseamnă să ne însoțim cu El, să ne ținem de El, să-L urmăm pe El, să ne însoțim Sfinților, să ne unim cu ei, să ne luăm drept aliați, să ne asociem cu ei. Și astfel, fiind în această comuniune sfântă, în această comunitate și cetate sfântă a bisericii pe care cetate nici porțile iadului nu vor birui, să avem nădejde, să avem curaj, că și noi, dacă îl vom mărturisi pe Dumnezeu înaintea oamenilor, și El va mărturisi, El, Fiul, va mărturisi pentru noi înaintea Tatălui nostru care este în ceruri, acolo unde nădăjduim toți să ajungem și ne dorim cu toții să fim în împărăția cea cerească și veșnică a Preasfintei Treimi, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Mulțumim mult pentru cuvântul de învățătură al domnului doctor în teologie Stelian Gomboș, care este consilier la Secretariatul de Stat pentru Culte și care este a doua oară în mijlocul nostru. Îi mulțumim și le bucurăm pentru prezență și pentru cuvântul de învățătură. Frumos, luminos, concis și cu multă nădejde și învățătură. Dumnezeu să-i ajute în activitate, Doamne ajută, Domnul Stelian. Îl mai așteptăm la noi. Poate ne ajută, vedem, și cu bisericuța pentru fonduri la Secretariatul de Stat pentru Culte. Vedem cum va fi. Acolo sunt anumite
condiții, dar Dumnezeu ne va ajuta să le întrunim cu mila sa. Doamne ajută! Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit cu latuma că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mine popoare care împrejurul mă împresoară.
Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sudat, m-am întorcut, mă va sprijini. Doamne, nu pune-a Ta să mă mustri pe mine, nici cu ține-a Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai tărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare trupul meu de la fața mâinii Tale, nu este pace oasele mele de la fața păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu, că o sarcină prea apăsată au peste mine, împuțitul s-au și-au putrezit rănile mele de la fața nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu mă umblam, că șarele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare trupul meu. Necăjitul m-am și m-am smerit foarte, răgnit am de suspirarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei, preajma mea s-au apropiat și-au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vipleșugul toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd mă auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are gura lui mustrăt. Înspre Tine, Doamne, am nădăjduit. Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este bunurea. Că fără de legea mea eu mă găsim și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine. Și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce prăspătesc pe ele pentru până mă defermau că îmi au bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeu, Dumnezeu meu, pe tine te cauți de dimineață. Însetata de tine sufletul meu, suspinata după tine trupul meu, pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat ție ca să văd puterea ta și slava ta. Că mai bună este mila ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te vei binecuvânta în viața mea și în numele tău voi ridica mâinile mele. Ca de zeu și de grăsime este satul sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. Veneam adus aminte de tine în așternutul meu în dimineți, am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și proapte de rământ, în pare, s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sfârșit din dreapta ta. Iar ei greșeri au căutat sufletul meu în grav, în cele mai jos ale pământului, dar se vor mâine sabiei părțiurilor vărghi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot ce se jură cu el, că s-a scopat gura și o cinezi de dreptăți. În dimineața am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și pentru acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit în dreapta ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu, acum și pururea și în veci veșul la mine. Aleluia, 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 slavă și Dumnezeu. Aleluia, 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 slavă ție Dumnezeu. Aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeu. Bine v-am regăsit, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu. Doamne, Dumnezeu, îți mulțumesc și la noaptea înaintea Ta. Să ajungă la intentarul Doamne, să-mi aflească oricare de astăzi, Doamne, Doamne. Să fie de folos. Mulțumim. Și viața mea în viața Ta. Să o puteți să vorbim de ajutoare. Slavă Dumnezeu. Dar ce-o putea face. Să iau așa. Da.
ai morților vei face minuni, sau ce morți vor sculaște, vor lăuda pe tine. Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște în tine minunile tale și dreptatea ta în cuvântul dat? Iar eu cred că tine, Doamne, am strigat, și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, le vezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac, sunt eu și mă smerit din interesele mele, învățându-mă, mai smerit și dar în mine. Peste mine au inimă mine tare și pentru ce faci? Tare m-am bucurat. Înțeamnă. Stăteam și în picioare. Am stat și jos destul, că să mai crești. S-a apucat să vă odihniți un pic? Da. Aranja pe aici. La cât veni să zice? La 8? 8, 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 pe cel ce curățește toate fărădelejile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește istoricul de viață ta, pe cel ce te recunumează cu milă și cu plăm, pe cel ce umple de bunătățile ta nu se vor cale, ultimii nerețe tale, pe cel ce faci cu măsărine Domnul și judecată tuturor cel ce se face la jumătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Durați și măsuri este Domnul, de rădător și mulmilostiv, nu până în sfârșit se va iuți nici în veac se va mânia. Cât pe păcatele noastre, noi să vă fără trece noastră. Asta încrederea nici în nebezi. Și cât este de mare de cerul de pământ, atât este de mare mila lui și cei ce se tem de el. Pe cât este de parte de la pustul de părțară, de la noi fără trecele noastre. În ce chip miluiești Tatăl pe Fia și a venit Domnul pe cei ce se tem de Dumnezeu și pe la cruzimea noastră. A adus-o și aminte că țărână suntem, omul ca iarba a zilei lui Papărea Chiorului, așa m-a făcut. Că după a trecut prin trânsul și va mai fi și o să va mai cunoaște în locul său. Iar mila Domnului din veac, veacul, se întâlne trânsul și pe tare este pe fiii fiilor. Spre cei ce poți să se gământul lui și aduc aminte poruncelui ca să le facă pe ele. Domnul cel a gătit scaunul său și curățea lui peste tot stăpânește bine. Cântați pe Domnul toți îngerii mici și puternici la virtute care faceți cuvântului și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui slujirii care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui într-un locul stăpânii lui. Binecuvântează sufletea mea pe Domnul. În tot locul stăpânii lui binecuvântează sufletea mea pe Domnul. Auzi-mă tu dreptatea ta, să nu intru la judecată pe robul tău, că nimeni nici ei nu drept înaintea ta. Vrăjmașul cuvânește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutul m-a să răbesc într-un ei ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și nu m-a dat prevenită înăuntru meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înseduşat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca să iubi Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă astemă celor ce se coboară în mormânt. O să aud dimineața mila ta, că la tine mi-e nădejdea, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am predicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățească la pământul dreptății, pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, într-o dreptatea Ta scoate din ca sufletul meu. Dreptatea scârtește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce lucrășesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, din dreptatea Ta, să nu intru la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, din dreptatea Ta, să nu intru la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățească la pământul dreptății, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului.
Voi muri și voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Piatra pe care l-au băgat-o în seamă sfintorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și minunată este pentru ochii noștri. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într numele Domnului. Dintr-o înălțime de pogorât milostive, îngropare ai luat de trei zile, ca să ne mântuiești pe noi din patim. Celași ești viața și înviere noastră, Doamne mărire ție. Dintr-un înălțime ți-ai pogorât milostive, îngropare ai luat de trei zile, ca să ne mântuiești pe noi din patim. Cela ce ești viața și revierea noastră, Doamne mărire ție. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioară și răstignire ai răbdat, Bunule, care cu moartea pe moarte ai prădat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu. Nu trece cu vederea pe cei și ai zidit cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel înviat ai dimors viața tuturor și înger luminați femeilor a strigat. Părăsiți lacrimile apostolilor binevestiți, strigați la rândă via Hristos Domnul, care bine a murit, a mântuit ca un Dumnezeu neamul omenesc. Are permisiunea să mă deranjez. Preceea ce este ușă cea cerească și chipot, munte cu totul sfânt, nouă sărușitor să o lăudăm. Pe scara cea cerească, raiul cel cuvântător, mântuirea evrei și odorul cel mare a toată lumea. Către Sata să vășit mântuirea rălumim și iertarea greșelilor celor de nebun. Pentru aceasta strigăm către Dânsa, roagă pe Fiul tău și Dumnezeu să dăruiască iertare greșelilor celor ce se plină cu credință pe Sfinte Naștere.
și genul piatra de pe ușă a prăvălit. Femeile te-au văzut sculat din morți și acelea bine au vestit ucenicilor tăi în Sion, că ai înfiat viața tuturor și s-au deslegat legăturile morții. Doamne, slavă ție! De tine se bucură ceea ce ești plină de dar, toată făptura, soborul îngeresc și neamul omenesc, ceea ce ești biserică sfințită și rai cuvântător, lauda fecioriei, din care Dumnezeu s-a întrupat și prunc s-a făcut cel ce este mai înainte de veci Dumnezeul nostru. Că pântecele tăscau l-a făcut și mai cuprinzător decât cerurile l-a lucrat. De tine se bucură ceea ce ești plină de dar, toată făptura, slavă ție. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pe noi dreptările tale. Soborul îngeresc a mirat văzându-te între cei morți socotinii și puterea morții mântuitorule stâlpând, și împreună cu tine pe Adam ridicându-l și din iad pe toți slobozindu-i. Doamne, învață-ne pe noi dreptările tale, pentru ce miluri prin milostivire amestecați cu lacrimi ucenițelor. În cerul cel ce a strălucit la mormânt, a zis mironosițelor, vedeți voi clapa și înțelegeți, căci Mântuitorul a înviat din mormânci. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Foarte de dimineață, mironosițele femei au alergat la groapa ta de cuvintuse. Dar înaintea lor a stat îngerul și i-a zis, vremea tânturirii a încetat, nu mai plânge. Și apostolilor spuneți învierea, binecuvântat ești, Doamne, învață-ne pe noi doctrinile tale. Mironosițele femei cu miluri veni la groapa ta, Mântuitorule, au plâns. Iar îngerul către mâinile a venit zicând, pentru ce s-o cortiți pe cel viu cu cei morți, căci
ești, Doamne, și acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Medrăcătorul de viață, născând-o fecioară, de păcate a dat-a izbăvit, și bucurie pe locul închistării ai dăruit, iar pe cei căzuți din viață i-a îndreptat aceiași, cel ce s-a întrupat din tine, Dumnezeu și Aleluia, 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 slavă-ți-e, Dumnezeule, aleluia, aleluia, slavă-ți-e, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia. Și iar în pace Domnului să rulăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea, și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții, să o pomenim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Noi înșine și unii pentru alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. S-a binecuvântat numele Tău și s-a prea slăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Este bunul cel fără de mare că cântau printre cei morți. Și primind de la îngeri bunele vestiri de bucurie, apostolilor au vestit că a înviat Hristos Dumnezeu, dăruind lumii mare milă. Din tinerețile mele, vrăjmașul mă ispitește și cu desfătări mă aprinde, dar eu nădăjduind în Tine, Doamne, El biruiesc pe El. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prin Duhul Sfânt viază toate lumină din lumină, Dumnezeu mare împreună cu Tatăl lăudă pe El și cu mea cu frica ta să se acopere, gândul smerindu-se, ca nu cumva înălțându-se se cadă de la Tine și totul îndurate. Prin Duhul Sfânt tot ce este dumnezeiesc vede și mai înainte grăiește. Face minuni prea înalte pe unul Dumnezeu întreime cântând, care și este trei străluci, o singură stăpânie este dumnezeirea. Strigata-mi către Tine, Doamne, ia-mi de pleacă, judecata spre mine. Cel ce-mi strig,
și mă scurețește mai înainte de a mă ridica din cele de aici. Prin Duhul Sfânt este cuvântarea de Dumnezeu, unirea cea între Iisus. Fără de început este Tatăl, din care s-a născut Fiul și fără de ani, și Duhul de un chip și de un scaun, din Tatăl împreună a strălucit. Prin Sfântul Duh, ca printr-o singură pricină, toate se țin prin darea de pace, că Dumnezeu este acesta, Tatăl și cu Fiul de o ființă, cu adevărat. Înțelepciune să luăm aminte. Împărțiva Domnul îmi dea Dumnezeu tău, Simone, în neam și în neam. Împărățiva Domnul în veac, Dumnezeul tău, Sioane, în an și în an. Împărățiva Domnul în veac, Dumnezeul tău, Sioane, în an și în an. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește. Sfânt ești Dumnezeul nostru și îndrăsnit să linești și ție slavă, îți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toată suflarea să laude pe Domnul. Învățându-le să păzească toate câteva mărunci voi,
și iată eu sunt cu voi. Thank you.
Ferește-ne, Dumnezeule, după marea ta și după mulțimea tuturor tale. Curățește fără de legile noastre, întind Iisus din mormânt, precum a zis mai înainte, a dăruit o viață veșnică și mare. Cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unui a născut Fiului Tău cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul de viață, Băgătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cerul, carul de război, la afundatul iadului Moise, cel ce a făcut minunde de mult, lovind în chipul crucii și despărțind marea, iar pe Israel fugarul, cel ce umbla pe picioare l-a mântuit, cântând cântare lui Dumnezeu. Lăudând noi cetele sfinților tăi, ne rugăm să se lumineze cu lumina ta sufletele noastre pentru rugăciunile lor, că Tu ești lumina cea neapropiată, care arunci întunericul necunoștinței cu strălucirile tale Hristoase. Cuvinte al lui Dumnezeu, Dătătorule de lumină. O sfințită preoție, fiind îmbrăcați preoții și păstorii, și înțelepțește chipenisii Duhului Hristoase, după vrednicirea împodobit cuvântul învățăturii, de sus cu adevărat, îmbogățindu-se. Îndreptează-ne pe noi cu puterea crucii tale, Hristoase, că pentru aceasta cădem înaintea ta și pacea ta dă-ne-o nouă, iubitorule de oameni. O, de Dumnezeu, luminându-vă cu puterea Duhului, față vrednicita și dumnezeieștii proroci, a vedea mai înainte cele ce avea să fie, și darnici fiind de neprihănirea sufletului, v-ați curățit prin viața sfântă. Cei ce au păzit chinului tot pământul și s-au mutat la ceruri, cei ce au urmat părinirile lui Hristos și au înlăturat patrile noastre, astăzi se adună aici, arătând biserica celor trei născuți, ca una cea de chipul celei de sus și lui Hristos se roagă, Dumnezeul nostru ești, păzește-ne pentru născătoare de Dumnezeu mult milostive, Sinaxar. În această zi, duminica întâi după Rusalii, săvârșim plăcirea tuturor sfinților, celor de pretutindeni din toată lumea, din Asia, Libia și Europa, pe la miază noapte și pe la miază zi. Tot în această zi, pomenirea preacuviosului Părintele nostru Samson, făcătorul de minuni și primitorul de străini, tot în această zi, povestirea lui Sinesi, episcopul Cirenic, despre noare care filozofe Evanghelie și despre cele 300 de litri de aur. Tot în această zi, pomenirea Sfântului
Ioana, în mânăsița care după aceea s-a sfârșit. Pare rău, Sfinte, rugăciuni, Doamne, feluiește-ne și mângește pe noi, amin. Chipul cel de aur, în câmpul de era cinstindu-se, cei trei tineri au defăimat, porunca cea fără de Dumnezeu, și fiind aruncați în mijlocul focului, răcorindu-se, au cântat, bine ești cuvântat, Dumnezeul părinților noștri. Să lăudăm bine, să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-i și pravnațându-l pe dânsul, între toți sfinții, de șapte ori am și sculptor, multidarul tabeilor, cu furie pentru cinstitorii de Dumnezeu, dar văzându-i pe ei mântuiți printr-o putere mai mare, striga Făcătorului și Zbăvitorului, tineri binecuvântați-l, preoți lăudați-l, popoare prea înălțați-l, pentru toți vecii. Pe născătoare de Dumnezeu și Maica Luminii, pentru cântări cinstindu-o, să o mărim. Mărește spre Teană pe Domnul, s-a bucurat Duhul meu, de Dumnezeu Mântuitorul meu. Ceea ce ești mai cinstită decât nerubinii și mai slăvită, fără de asemănare decât serafinii, care părăstică jude pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărimă. Mă vor ferici toate neamurile, ceea ce ești mai cinstită și mai slăvită, fără de asemănare decât serafinii, care părăstică jude pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare. Spre cei ce suntem de el. Ceea ce ești mai cinstită decât eruvinii și mai slăvită, fără de asemănare decât serafinii, care părăstică jule pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe mări. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Păimântat-o s-a de aceasta, cerul și marginile pământului s-a minunat, că Dumnezeu s-a arătat oamenilor în trup și pânte cele tăi s-a făcut mai încăpător decât cerurile. Pentru aceasta pe tine născătoare de Dumnezeu, căpetenile cetelor îngerești,
Iar și iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, pe Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pentru alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Și ție slavă înalță Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. De pilat, prin judecat,
dar nu te-ai depărtat de scaun, cu Tatăl împreună șezând. Și în vin din morți, lumea ai mântuit, mirovia și eroi străini, ca un îndurat și de oameni iubitori. Putăria puterii lui, Doamne, deja și pus iudeii ca pe un mort în mormânt, dar ca pe un împărat a dormit, străjerit a străjuit, și ca pe o vistierie a vieții. O pecete te-a pecetuit, dar ai înviat și ai dat nesticăciuni mie sufletelor noastre. După mulțimea sa, Doamne, arma asupra diavolului, crucea ta-i dat-o nouă, că se înnăzește și se cutremură, de suferind a privit spre puterea ei, că pe morți a ridicat și moartea a zdrăbit. Pentru aceasta ne închinăm îngropării și învierii tale. În satire și înălăută, Îngerul tău, Doamne, care a vestit învierea ta pe străjerii, i-am fricoșat, iar femeilor a strigat zicând, ce căutați pe cel viu printre cei morți, înviața Dumnezeu fiind și lumei viață a dăruit. Mărire ta, și în alea
Binecuvântate, Doamne, învață-ne pe noi în dreptările Tale. Binecuvântate, Doamne, învață-ne pe noi în dreptările Tale. Binecuvântate,
slavă pentru cei de sus lui Dumnezeu, pe pământ pace, cu sânguirile mucenicilor tăi celor din toată lumea, ca și cu o porfiră și misoară împodobită, fiind biserica ta, prin trânsii strigă către tine, Hristoase Dumnezeule, poporului tău, trimite îndurările tale, face obștii tale, dăruiește și sufletelor noastre mare milă. Viscredincioși, începem acum dumnezeiasca liturghie, să-i cântăm lui Dumnezeu din tot sufletul, să chemăm harul Sfântului Duh peste noi, să sfințească sufletele noastre, viețile noastre și să ne mântuiască. Iată astăzi, când cinstim pe toți sfinții ca urmare a sfințeniei Duhului Sfânt, a pogorârii Duhului Sfânt peste sfinți apostoli și peste lume. Așadar, să începem Sfânta Liturghie. Vremea este în care Domnul lucrează, binecuvintează-ne, Stăpâne. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie, cu frica lui Dumnezeu intre se roagă în ea, Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru prea fericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru cinstita prorocime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și satelor și pentru armata cea iubitoare de Hristos, Domnului să ne rugăm, Doamne, Sfântul acesta, țara noastră, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc în ele, Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm, cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce sosănesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului să ne rugăm, Doamne, asistenții, ostenitorii, îngrijitorii și pacienții acestui spital, pentru toți cei care sunt în suferință nelungată
în operație în comă și pentru toți copiii bolnavi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea bisericii spitalului acestuia și să fie duse la bun sfârșit fără împiedicare, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită asupra noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. De Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pe noi înșine și unii pentru alții și toată viața noastră, Lui Hristos Dumnezeu, să o dăm. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Această Sfântă Biserică și vă bogate milele tale și îndurările tale cu noi.
și cu cei ce se roagă împreună cu noi, că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Aceste rugăciuni obștești și împreună glăsuite, cel ce și la doi și la trei, care se unesc în numele Tău, ai făgăduit să le împlinești cererile. Însuți și acum împlinește cererile cele de folos ale robilor Tăi, dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului Tău. Și în cel ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne, că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Părăția Ta când vei veni, pomenește-ne pe noi, Doamne. Rugăm pentru prea fericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul României,
pentru frații noștri preoți, pentru monahi, diacon, diacon, monahi și monahi, și pentru toți și pentru Hristos, frații ai noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru armata cei viitoare de Hristos, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru fericiții și de-a purul pomeniți ctitori și binefăcători acestui sunt lăgaș, și pentru toți și mai dinainte adormiți părinți și frații noștri, de păritori creștini, care odinesc în acest oraș și pretutindeni, Doamne, miluiește! Doamne, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, credincioși, titori și binefăcători ai acestui sfânt lăcaș. Doamne, asistenți, ostenitori, îngrijitori și pacienți acestui spital, pentru toți cei care sunt în suferință nelungată, în operație, în comă, pentru toți copiii bolnavi, încă ne rugăm pentru toți bolnavi de aici și pretutindeni. Contenește boala, ușurează-le suferința și toată neputința, încetează-le răceala, potolește-le fierbințeala, tinde mâna ta cea tare și ridică din patul durerii. Te rugăm, auzi-ne și de grab ne miluiește. Această Sfântă Biserică, pentru cei ce s-o stănești slujind-o și îngrijind-o, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la Tine, Doamne mare și bogată milă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, și pentru ctitorii, miluitorii și binefăcătorii bisericii spitalului acestuia. Încă ne rugăm și pentru ca să fie duse lucrările la bun sfârșit, fără împiedicare. Doamne, auzi-ne și de grab ne miluiește! Doamne, miluiește!
milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iarăși iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune, iarăși și de multe ori cădem înaintea Ta și ne rugăm Ție, bunule și iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră să curățești sufletele și trupurile noastre, toată necurăția trupului și a Duhului, și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Și dăruiește Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor și nouă să slujim Ție totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără de osândă să ne împărtășim cu Sfintele Tale taine și să ne învrednicim de cerească Ta împărăție. Ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nici legați cu pofte și cu desfătări trupești, nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească Ție, Împăratule al Slavei, căci a sluji Ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile celești. Dar totuși, pentru iubirea Ta de oameni cea negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare în dumnezeire, Te-ai întrupat și Te-ai făcut om și arhiereul nostru Te-ai făcut. Și ca un stăpân a toate ne-ai dat slujba sfântă a acestei jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și pământești. Cel ce Te porți pe tronul heruvimilor, și ești Domnul Serafimilor și Împăratul lui Israel, Cel ce singur e Sfânt și Tu Sfinți Să odihnești. Deci, pe Tine Te rugăm, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre noi păcătoși și nevrednici, Te rog, și ne curățește sufletele și inimile de cugete de viclene. Iar pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Tău Duh, să stau înaintea acestei sfinte mese a Tale și să aduc jertfă Sfântul și preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge, că la Tine venim cu toții plecându-ne grumajii și ne rugăm Ție să nu întorci fața Ta de la noi, iar pe mine să nu mă lepezi dintre slujitorii Tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine, păcătosul și nevrednicul Tău slujitor, că Tu ești Cel ce aduci prin mine jertfa și Cel ce Te aduci pe Tine însuți jertfă, Cel ce primești și Cel ce Te împarți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Noi care pe heruvim, pe Sfinții Îngeri cu taină închipuim și Făcătoare de viață trăim, întrăiți Sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească de acum să o lepădăm, ca să primim pe Împăratul tuturor, pe Cel înconjurat,
în chip nevăzut de oști îngerești. Aleluia, aleluia, aleluia! Tămâie cuvânt mirosețea licenței Iisuse Hristoase, Dumnezeule, care primește un Sfântul Tău jefelnic și trimite nou harul prea Sfântului Bolului de viață păcătorului. În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu te-ai pogorât prin moarte. În rai cu tâlharul și pe tron împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt ai stat Hristoase, omniprezent fiind, toate umplându-le cu Dumnezeirea ta cel ce ești necuprins. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Învierea ta, Hristoasă, Mântuitorule, îngerii o laudă în ceruri, iar pe noi, pe pământ, ne vrednicește cu inimă curată să te slăvim. Miluiește-mă, Dumnezeule, cu mare la ta, după mulțimea anului tale, șterge frădelegea mea. Ai vântos, mă spală de frădelegea mea, de păcat, nu mă frățește. Că fără de legea mea, frumos și păcat, nu mai înfănește pururile. Ziune am greșit și rău, mai ca n-am făcut. Așa am trebuie și un lucru dintre tale, viitorul vei pleca tu. Iată, că fără de legea mea, zămizit și păcat, mă născut mai tare. Iată, adevărul e bine. Și le-am arătat pe cele sfârți ale înțelepciunii tale, mi-a arătat mie, să fiu mă vei Hristos și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vântos, de pe zăpadă mă voi albi, auză mele, da, bucurie și veselie, curase, bănoasele cele smerite, întoarce fața ta de câte păcatele mele, poate fără de legele mele șterge, bucurată zidește într-o mie Dumnezeule, și tale și-a tuturor Sfinților Tăi, miluiește-ne și mântuiește-ne noi acum și în ceasul morții noastre. Amin. Frățiile voastre să le pomenească Domnul și să le pomenească Domnul și să le pomenească și să le pomenească vecilor. Iertați-mă, fraților, Dumnezeu să vă ierte și pe voi să vă binecuvinteze, sănătate și mântuire să vă dăruiască într-o toate bunăsporire. Toată grija cea lumească de acum să o lepădăm, ca să putem primi pe împăratul tuturor pe cel înconjurat în chip nevăzut de oștri îngerești. Aleluia, aleluia, aleluia.
Ridicați mâinile voastre ce simte pe amărțați pe Domnul. Să vă mulțumesc Domnul Dumnezeu pentru părăția sa totdeauna.
împlini rugăciunea noastră Domnului. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frica lui Dumnezeu Zeu intră și se roagă în trânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, pașnică și fără de păcat de la Domnul să cere. Înger de pace, credincios îndreptător, călăuzitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Doamne! Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, Domnul să cerem. Doamne! Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace în lume, de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și în pocăință o petrece, de la Domnul să cerem. Da, Doamne! Pe prea sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi, pe noi înșine și unii pentru alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, Dumnezeule, împreună cu prea Sfântul și bunul și de viață, Păcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Ca într-un gând să mărturisim. Mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Plinirea cea de ființă și nedespărțire. Iubite voi, Doamne, bătutea mea, Domnul este întărirea mea și scăparea mea. Este și va fi. Iubite-vă.
înțelepciune, la mărturisirea credinței, să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl la tot ținitor, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți veșii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cer și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcere, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta jertfă în pace s-o aduce. Dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Și cu Duhul tău. Sus să avem inimile. Pe tine a te lăuda, ți-ați mulțumit, ți-a neînchina în tot locul stăpânirii tale, că Tu ești Dumnezeu negrăit și necuprins cu gândul. Ești nevăzut, neajuns, pururea fiind și același fiind, Tu și unul născut, Fiul Tău și Duhul Tău ce sunt. Tu din neființă la ființă ne-a dus pe noi și, căzând noi, iarăși ne ridicat și nu te-ai depărtat pe toate, făcându-le până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dăruit împărăția Ta ce va să fie. Pentru toate acestea mulțumim Ție și unul născut Fiului Tău și Duhului Tău cel Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale arătate și nearătate ce s-a făcut nouă. Mulțumim Ție, Doamne, și pentru liturghia aceasta, pe care binevoit au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arhanghieli și zeci de mii de îngeri, peruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, care cu două își acoperă fețele, cu două picioare, de strălucirea slavei noastre,
două zburând și înălțându-se. Cântarea de biruință cântând strigând. Glas înălțând și grăind. Acesta a venit și toată rânduiala cea pentru noi împlinind. În noaptea în care a fost vândut, sau mai bine zis, când El însuși s-a dat pe Sine pentru viața Lui. Hristos Domnul, luăm pâinea cu sfintele și preacuratele și fără prihană mâinile sale. Mulțumind și binecuvântând, sfințând și plângând, a dat sfinților săi ucenici și apostoli zicând, luați, mâncați, acesta e. Faceți într-o pomenirea mea. Ne aducem aminte acum, așadar, de această poruncă mântuitoare a Sfintei și Dumnezeiești Liturghii și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta Tatălui, și cele a doua slăvită iază și venirea lui Hristos în lume la sfârșitul veacurilor. Ale tale sunt și din ale tale ție îți aducem din toate și pentru toate.
Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și miluiește. Dumnezeule, iartă-ne pe noi păcătoși și miluiește. Dumnezeule, milostivi nouă păcătoșilor și ne miluiește. Doamne, Cel ce trimis pe Preasfântul Tău Duh, prin ceasul al treilea Sfinților Tăi Apostoli, pe acest Duh Sfânt te rugăm să nu le de la noi, ci să le loiește tu noi ceea ce ne rugăm ție. Inimă curată zidește pentru noi, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește tu cele din nou ale noastre. Doamne, Cel ce trimis pe Preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea Sfinților Tăi Apostoli, pe acesta te rugăm, nu lua de la noi, ci le înnoiește între noi cei ce ne rugăm ție. Nu ne le băda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la noi. Doamne, Cel ce-ai trimis pe Preasfântul Tău Duh, prin ceasul al treilea Sfinților Tăi Apostoli, pe acesta bunului te rugăm să nu le de la noi, ci să le înnoiește între noi păcătoșii care ne rugăm ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. De asemenea, aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite acum pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi toți și peste aceste daruri ce sunt puse înainte, și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Amin. Prefăcându-le pe ele cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. 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 Și spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerului, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre sânge. Proroci, apostoli, propovăduitori, evanghelii, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință, dar mai ales pentru preasfânta curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu. Să-ți
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe care îl dăruiește Sfintul tale Biserici, în pace îl trec cinstit, sănătos, nelungat în zile. Drept învățând cuvântul adevărului tău. Și pe toți și pe toate. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință, numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Și Duhul Tău. Pe toți Sfinții pomenindu-i, iar și iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit,
și pentru ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce l-a primit pe ele în Sfântul cel mai presus de ceruri și vodul duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireazmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să le rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.